Luca, am cerut și un suc și mi-au dat clown juice. Doamne ferești. Doamne ferești. Nu pot să cred. N-am niciun gust, mâncăm tablă. Astăzi mergem la McDonald's, vom comanda tot meniul, tot ce ține de burgeri, cartofi, salate și așa mai departe. Dar pentru a nu mânca acest meniu singur, l-am luat pe prietenul meu, Luca Luc, pentru a mânca împreună. Și totuși, aș aprecia și un like acolo pentru acest episod, că nu a fost deloc ieftin. Pentru tine, totuși, un like este gratis. Suntem la McDonald's acum și trebuie să comandăm, sunt aici cu domnul expert. Abia în burgeri. Și moare de foame. Și dăm pe sandvișuri și apoi stăm așa pe toate, nu? Da. Bă, tăi asta. Gata, doresc doar sandvișul, că dacă luăm meniul la fiecare, cred că... Cred că nu avem bani, cred că... Mamă. Așa, așa o să ne zică la fiecare. Ok. Mamă, nebunii, mi-ai zis nebun. Da, mă, da. N-am mâncat că în... vreau meniu. N-am mâncat în viața mea asta aici. Hai că luăm meniu? Nu, mă, bă, l-ai pus de două ori. Nu, mă, că nu l-am pus mai de două ori. Gata, acum l-am adăugat. Am înțeles. Băgați un like, băieți, că e scump clipul ăsta, să mor eu de nu. Bă, ăsta vezi că e bun, lărcică, nu? Mă, privirat meu, eu mă rămpă la. Ăsta e pentru Luca, ăsta da, cu pește, care el e alergic la pește, gen. Nuggeti, bă, regii, nu știu, mie îmi plac mult. Hai, ia 5. Vreau să luăm 100. Uite, felii de măr regii, n-ai cum, două felii de măr. Nu, una. Când o să vadă ăștia comanda, cred că e... Pauule! Să lăși un sos așa la mișto. Un sos dulce? Da, nu, e ăsta, nu, de big pieces, de big mac, sunt sosurile de bun. Le pun în ele. Ăsta e bun. Omul meu ia complet altceva, gen, eu zic, bine mă, ăsta de big tasty? Nu știu care, bine, care-ți proșiție. Așa. Lasă-mă doar să-ți fac un cu bine. Hai că revenim după ce face tot. Haideți că am pus aici, totul e lista de cumpărături, ești nebun. Și 252 de lei, doar sandvișurile, câteva sucuri, ceva sosuri. Nu știu, spuneți voi dacă e mult sau puțin. Hai că mi-am luat și eu hârtie igienică. Ești nebun? Doamne, ce mă asta? Uite-te și tu, cred că nebunesc ăștia de la mine când văd Dita mai comanda. Cred că ne dau afară, suntem și târziu aici, ne zic, hai bă... Hai să vedem cât durează, n-am ceas, dar vedem cât durează. Hai să vedem, tată, cât durează. Hai băieți, că am fost și noi la cumpărături, ești nebun, ne-a făcut recapitulare acolo. O pungă cu 10 pungi. Mamă, s-au strâns toți în bucătărie, erau acolo, nu înțelegeau nimic. S-au panicat, bă, evacuați, trebuia să plece și ei, am comandat la 10.58. Trebuia să plece și la 11, n-au mai plecat. A, au rămas încă mai fac la comandă. Hai da, hai acasă că nu mai poate Luca de foame. Bă, mi se pare insane că am pus timer, să vedem cât durează comanda asta. Gen, comanda cu toate sandvișurile de la mec, cu tot meniu, cu toate nebunile, ești nebun, uite-te aici. A durat 8 minute, mie mi se pare incredibil, nu știu cum s-au mișcat atât de repede. Adevărul era că e 10 noaptea și nu e nimeni în restaurant acum, dar bă, totuși e de apreciat că puteau să o facă mult mai greu. Bă, big thumbs up pentru mecul ăsta. Atâta. Bă, gen închide. Bă, hai să mâncăm. Bă, băieți. Suntem terminați rău. Bă, noi am luat de 2.500.000 și am uitat să băgăm punctele în aplicație. Bă, mai păcăleam și noi foame, ești nebun? Vezi că chiar îți dădea multe. Ia, ce vrea bă, Stormy? Și asta ia chiar luat și Stormy de la mec. I-am luat măr să mănânce, felii de măr. Mănâncă măr? Nu știu dacă are voie. Bun, hai să deschidem aici, punem totul pe masă pentru că nu mai putem de foame. Mamă, că nu mai pot! Mamă, că de eu. Hai că am luat câteva pungi, ești nebun? Mamă, ce e aici? Da, mă, da, ia uite, nașule! Sponsorizați-ne, ești nebun? Mamă, am rupt vasca. Bă, să ne spălăm și noi pe mâini. Adevărat. Da. Încă am și noi cu boli. Luca, ia zi, tată, ce e aici? Bă, chiar îmi place ce mi-ai luat Sinner, dar tu ce mănânci? Bă, eu o să mănânc Sprite-ul ăsta, atât am mănânc. Zero? Sau? Da, e Sprite Zero, gen. Ok, că sunt la dieta. Noi ne-am luat băuturi la dietă și astea, mă rog, astea... Hai că băgăm puțin, că ne e fomică, nu? Da, da, da. Hai mai repede, că nu mai pot. Luca a așteptat toată viața pentru episodul ăsta. Suntem amândoi făcuți să mâncăm atâta, pentru că amândoi suntem ultimii grași. Asta este. O să slăbim și noi odată. Bă, dar ne place mâncarea. Adică, bă, cum să nu-ți placă mâncarea? Hai să fii serios. Ești destul de nesimțit dacă ești că amândoi suntem grași. Că tu chiar ești bine, mă, uite-te. Doamne ferește, bă, eu sunt un burler. Eu asta fac, cu asta mă ocup. Tu nu știu ce cauți aici. Ăsta e clipul meu. Eu mănânc, tu poți să mănânci cartofi, suc. Da, m-am apucat deja de cartofi. Mamă, nașule, deci ce vrei să mâncăm de aici? Sau cum faci? Bă, tot. Direct? Ok, gen. Fii atent, vreau să luăm pe rând fiecare sandwich și vreau să dăm și note. Adică, bă, care e cel mai bun sandwich din punctul nostru de vedere, care e cel mai scump și așa mai departe. Luca nu o să mănânce filetofijul pentru că e alergic la pește și gen, nu vrem să avem oare. Alegi tu un sandwich,
după aia aleg eu unul. Alege sandwich-ul tău, nu știu, pe care vrei păi să-l alegi. Păi și ce facem? Stai așa, mâncăm amândoi din el. Da, eu dintr-o parte, tu dintr-o parte. Și după aia facem cam filme și la final ne pupăm. Da, în spaghete și după. Așa. Bun, deci eu vreau fileto fish, gen, dacă se poate. Cred că nu se poate asta. Nu se poate. Bă, Luca, am cerut și eu suc și mi-au dat clown juice. Doamne ferești. Nu, pleacă afară, pleacă. Poți să pleci, nu, hai, du-te acasă. Deci, fii atent, eu zic să începem cu Big Mac-ul, mi se pare cel mai clasic sandwich de la Mac. Adică e Big Mac, efectiv. Da. Hai să începem cu Big Mac-ul. E destul de clasic, să fiu sincer cu voi. Bă, sincer, n-am mai mâncat Big Mac. Mamă, da. De 4, mamă, de ce cred că aveau prea multă salată rămasă și am zis, hai mă, pun-o pe toate, e nebun. Ce bă, Big Mac-ul ăsta are mai salată, ce ăsta? Big salată? Am înțeles. Hai, tu începi. Eu încep? Da, ia, mamă, păi stai că năpârlește. Ia. Năpârlește. Hai, vin cu el. Hai. O guriță mică așa să vă apă doar. Hai. Mamă, rup din el. Hai că chiar a luat o guriță mică. Cred că am o problemă. Bă, n-am șervețele. Mamă. Pune-l înapoi. Nu vreau, e al meu. Ce bun cartof, băi. Bă, ne-a dat șervețele de toți banii. Bă, ține la tine acolo. Adică, sincer, ar fi culmea să nu ne fi dat șervețele la comanda asta. Gen 100 de sandwich-uri, 4 șervețele. Hai să vedem data. Mamă, e Mac dezastru ăsta. Adică, bă, mereu Big Mac-ul îl face așa, zici că, bun, ce are, carne și salată. Și le arunc așa și speră să se facă sandwich. Mi se pare prost. Bă, e destul de bun. Eu am mai mâncat și, de obicei, nu știu, pățeam să nu-l facă bine și chestii de genul. Hai să dăm și o notă, Luca. Bă, Big Mac-ul mi se pare gen că merge dacă îți place rău de tot vita. Mie îmi place mai mult puiul. Deci pentru mine, totuși, o să-i dau un 7.50. Fix așa mi se pare că se încadrează pentru mine. Munci. Și mai mult. Jordan. De 7.50 are Luca, eu o să dau... Bă, mie nu-mi place vita, dar e un sandwich bun. O să dau 8. 8, ok. Da. Bă, eu știu ce noi am dat notă mai mare. Chiar dacă e vita și nu-mi place, mai e un sandwich din astea care mie îmi place mai mult de vita. Big Tasty, mi se pare și mai mult de vita de la ei. Ia, ce aleg? Eu mai departe aleg un sandwich nou, se numește McCree. Crispy. Și ia să vedem aici unboxing. Ia. Hai că nu-i sandwich, uite. Bă. Mă, ce-i mă ăsta? Oh my god, știu pe ăsta că l-am... Mă, ce? What the fuck? Nu pot să cred. Bă, ne-am dat sandwich-ul fără o felie, ești nebun. Nu-mi vine să cred. N-am pățit în viața mea așa ceva. Mă duc la Mac acum și le cer. Bă, bune, că plec la Mac, mă duc la Mac. Păi ce asta? Plătesc 2.000 să-mi dea jumătate de sandwich. Nu pot să cred. Deci uitați-vă, nu e fake, nu e nimica. Jumătate de sandwich, peste-i 20 de lei. Și mi-a dat, păi asta-i de 5 de lei. Bă, dar eu tot vreau să mă duc. Bă, deci nu vine să cred, frate, vorba ta. Și cum e, ia zi. Bă, bun. Bă, măcar, poate așa se mănâncă, mă, de unde știi? Ia uite, bă, hater, deci efectiv știi și asta? Șnițel cu pâine și pâine în sos. Deci asta e clasic când facem mai ca șnițele și mai rămân câteva în frigider. Și nu, fii atent și după aia te duci la 3 dimineața, bă, aș mânca și eu ceva și găsești un șnițel și îl pui cu niște pâine și hai mă dă-i, ia, hai să vedem. Bagă, tată. Bă, e destul de bun, e și puțin picant, așa mi s-a părut. Adică, bă, pune-mă frumos. Cum vrei, bă, e bun. Da, n-are cum să fi picat chifla, că o să ziceți mulți, bă, dar a picat chifla. El era așa, n-avea cum să pice chifla. Da, era lipit, sub. Deci era șnițelul lipit de cutie, efectiv. Doamne, deja ne-am luat scheme, ești nebun? Nu vine să cred. Ia, zi o notă la asta. Mie-mi place, e bun. 8.50. Mie-mi place puiul, deci clar are notă mai mare decât Big Tasty, dar... Costă și mai mult decât Big Tasty. Dai, bro, 17 lei și ne-au dat și jumate. Cred că mai mult, cred că 20 dacă mă înșel. Mă rog, nu contează. Zi o notă. Bă, o luăm după preț sau doar după gust? După gust. Doar după gust. Dacă avea și altă chifla, cred că îi dădeam un 8, doar pentru că îmi place mie puiul, dar nu mi se pare în special. Adică n-aș mai lua neapărat, okay. Adică sunt variante mai bune. Alegi ceva? Bă, o să merg pe clasică ăsta. E, cred că e preferatul meu de la Mac, sincer, și chiar, na, bă, n-aveam cum să nu-l aleg pe ăsta, mamă, dar le fac... Ia atent că iară n-are chiflă, parcă, bă, ba da, are mă chiflă. Dar uite cum e într-o mare de salată, eu nu înțeleg de ce pun atâta salată, cine deci, mănâncă? Deci, uitați-vă câta salată aici, nebun. Bă, nu ți se pare că e aceeași de asta, gen ca la ăla? Nu e același pui. Nu. Hai, bagă tu primul. Eu știu puiul ăsta și diferit față de ăla. Hai, bagă tata. Deci puiul din sandwich-ul de mai devreme semăna mai mult ca un chicken tender, cred că. Ăsta e altfel. E pui, dar e altfel de pui. Spre nugget, nu? Mamă, dar bagă Luca. Hai de tată. De foame, bag. De foame mâncăm. După aia să vedeți ce torpilăm totul de aici. Hai să vedem. Bă, eu nu prea mai mâncat ăsta în ultima vreme.
Eu chiar îmi iau și îmi iau doar sandwich-ul fără cartofi, care are doar 400 calorii și vezi că intră decent, gen, de la Mac te gândești că are mai multe calorii, dar îți bun. Bă, sincer, e bun. Chiar e foarte bun. Bun, Luca, hai să vedem, bă, dacă toți suntem pe pui, preferații mei, bă, deci nu știu, chiar îmi plac mult nuggets, i-am făcut clasic. Ce-au făcut, mă, la nuggetul ăsta? Mă, ce? Ia uite, mă, e Among Us. Among... Lupul ăsta... Ai, mi l-au rupt, gen, s-a rupt nuggetul. Eu cream că am mușcat cineva, mi-a rupt. Hai să desfacem și sosurile, pentru că suntem aici la nuggets. Deci, atent, avem un sos, ăsta este nou, Big Tasty, care este sosul din sandwich-ul ăsta, Big Tasty. Și, sincer, nici măcar n-am mâncat ăsta. Eu l-am gustat. Ăsta, Big Tasty? Da. Sandwich-ul, da, dar sosul simplu, nu. Îl deschizi și pe ăsta, nu? Hai, deschide și ăla. Avem toate sosurile, avem un dulce acrișor, avem... Nu, contează, nu le poți să vedem un sandwich. Așa, și iau un nugget aici, ia și tu pe ăsta... Jumătate, așa ca frații. Hai, bagă în ăsta. În ăsta Big Tasty, noul sos, ia. Mamă, nu merge. Da. E ciudat. Bă, sosul ăsta cu sandwich-ul se potrivesc foarte bine. Da, în afară de el, uite, ia și cu cartofi... Bă, ăsta cred că e genul de sos care se potrivește la vită în special, cred. Nu știu de ce, dar mi se pare că... Nu, nu merge cu nimica. Nu, pune deoparte că nu mai mâncăm. No, hai să vedem. Fii atent. Vă învăț cel mai bun cobo, din punctul meu de vedere. Deci luați-vă nuggets și sosul de smântână. Ai mâncat vreodată combo ăsta? Bă, e genial, știu, nu știu. Asta, mie mi se pare că e genial. Aș mânca non-stop, efectiv. Combo ăsta 10 din 10. Eu la fel îmi iau un ăsta sour și mai luam dulce acrișor. Da. Sabor. Hai că mâncăm toate nuggets-urile aici. Nota 10 la nuggets, zici tu o notă? Bă, da, ai dreptate. La nuggets, singura, știi care e singura problemă? Singura problemă și eu le dau 10 pentru așa? Nu te satură, frate. Bă, aș mânca... Trebuie să-ți iei nouă. Trebuie să faci sandwich-ul ăla, challenge-ul ăla cu 100 de nuggets, trebuie să faci cu mine. Bă, am mâncat cu Sami, cred că... Cât ai reușit să mă 30. Mamă, atac. La 30 e moarte, nu mai poți. Bun, aș băga și hai să vedem, alegi și tu un sandwich. Bun, eu sunt curios și ăsta nu știu ce e. Chiar nu știu ce este. Ia, la răs tu sau ce? Cred că ești fresh de lux ăsta, pentru că are roșia. Okay, da, s-a topit. Arată interesant, zic eu, are o roșioară. Hai să-l încercăm. Eu cred că l-am mai mâncat. Eu zic de pe acum, nu suport roșiile, deci o să dau roșia puțin mai într-o parte, ți-o las ție. Da, mușcă de acolo. Da, mușcă dintr-o parte unde n-are roșii, că n-am cum să mănânc, nu-mi place deloc. Luca e alergic, gen, mănâncă acolo. Luca e alergic la 100 de chestii, la căței, la pește. Bă, dar e alergic la mine, cred că. Ia zic, mama are și castraveți, mie nu-mi plac castraveții. Gen, nu merg în așa, castraveții în general sunt bun, da. E fix carnea de la Big Tasty și cred că e, bă, e ca un fel de Big Tasty puțin mai fresh, adică i-a mai băgat castraveți. Mie îmi dă vibe de cheeseburger. Mie mi se pare că e fix un Big Tasty care n-are sosul Big Tasty, nu cred că are sos de Big Tasty și are castraveți, atâta. Deci eu notă la asta, eu bă, zic un 7. Da, nu m-a impresionat, îi dau chiar 6 la asta. 6, mamă, ce critic ești, fii atent. Hai să ne delectăm, da. Cu salata? Mâncăm cu mâna. Hai, mâncăm cu mâna. Nu mai mâncăm salată. Facem o dulce acum, repede. Hai, are fioarele. Are fioare, bă. Ia atent. Aba, nu, ăstea sunt crispy tenders, cred. Hai să le băgăm pe astea, așa un moment. Ia, hai. Un crispy tender. Mamă, sunt doar 3 și sunt 5 pele, cred că. Da, cred că e cel mai mare schimb. Măcar sunt măricile, dar n-aș da bani pe astea. Bă, da, nu știu, adică arată bine, dar parcă tot nuggets aș merge. Bă, adică... eu merg pe ăsta cu sour. Hai. Eu zic uite, că eu iau cu dulce acrișor să-l gustăm și ăsta. Hai, eu tot cu sour mă duc. Mamă, cum e? Bă, e bun. Ok. De bun e bun, dar... Nu se apropie de nuggets. La prețul ăsta și la cantitatea asta, nu mai dar mă încolo. Nu, 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 nu. Iar doar ca și gust. Pune înapoi. Refund. Bă, nu, no, no, n-am de ce să-mi top 50. Bă, da, 8. E bun. Chiar e bun. Bă, uite-te câte mai avem, ești nebun, se mai termină. Așa vreau să fie, s-a leșit, că așa vreau eu. Bun, hai să luăm un sandwich de ăsta mai micuț. Avem toastul, care e un clasic. Ăsta îmi place merge la Happy Meal, merge la tot. Nici nu trebuie să mai gustăm, că știm cum e. Ăsta e gustul copilăriei, numai de ăsta mâncat când eram mic. Ăsta chiar e bun, ești nebun, dar... Toastul mi se pare că merge foarte bine dimineața, gen. Dacă te duci la mic dejun, mă duceam la facultate, îmi luam un toast, bă, intră super bine. Zici că e sandwich-ul ăla făcut de mama, gen. Când te trimitea la școală. Știi care e faza? Pe mine mă enervează că multă lume mi-a mai zis, s-a mai zis că este asta, bă, așa. Te duci la Mac și ții sandwich cu șuncă și cașcaval. Bă, dar asta parcă nu e un sandwich normal cu șuncă și cașcaval, parcă da, e mai bun. Da, e gustul ăla specific. Cred că are chif la aia care e puțin dulce da, și exact. Habar n-am, dar bă, e bun rău de tot. Așa, gen. Alege și tu. Păi se mâna, mai dat notă la el? A, zi bă, ăsta e 9.50. Bă, și la mine, 9... 9.20.
9.25 de la urmă. Asta, a avut el mai mult decât mine. Pentru următorul, eu mă duc pe, nu știu ce e asta. Chiar nu știu ce e asta. Cheeseburger? Cheeseburger, da. Hai mă, cheeseburgerul. Mie, dar e un cheeseburger mic. Puteam să luăm și dublu și puteam să luăm și triplu. Și triplu, da. Dar e practic... Suntem la dietă, gen. Suntem la dietă, nu, nu, mâncăm doar puțin asta. E cam sărăcăcios, așa, mi se pare. Bă, că... Bă, s-am vrut să bei ceapă pe el? Ba da. Sau n-are nicio ceapă? Au uitat de ceapă, ești nebun. Bă, eu n-o să mă plâng pentru că asta v-am spus, nu mă sparge ceapa aia, dar urât că poate voi să ai ceapă. Da, că voiam să am ceapă. Eu nu voiam, dar totuși. Hai, să vedem. Ia, stai bă, că n-are carne aici. Ce e nașpa la cheeseburger, că nu poți să le iei la combo. Bă, nu poți să le iei teoretic. Da, el e mic și na, dar are brânza aia în plus. Așa, hai să testăm și noi. Bă, ai gustul de cheeseburger. E ok, dar gen ketchup-ul nu prea-mi place. Astea zi, nu-ți place ceapa, nimic, da? Nu-mi place mai nimic la el, da, mie. Dacă se poate să aibă numai cașcaval și carnea, era ok, dar... Mie-mi place, dar ăsta mic, mi se pare că e prea mic. Adică dublu și triplu, bă, chiar intră mai bine. În general, cheeseburger aș da un 8.50, o să dau. Nu, no, pe mine nu mă place, chiar 6.50 dau. Wow. Nu, păi nu-mi place personal în general ăsta, adică știam că să-mi placă. Hai, alege. Hai. Sau eu aleg, gata, eu aleg. Alegem cel mai clasic sandwich de la McDonald's. Și este regele puișor. Asta regele McPuișor. Fiecare combo, combo cu puișor, vă rog și cu McDonald's. Da, 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 toată lumea știe. Dar fiate, vreau să vă întreb, voi mâncați puișorul cu castraveți sau fără? Bă, eu fără. Și eu fără. Și eu fără. Nu știu, nu-mi place. Adică nici în shawarma, nici în astea. Mi se pare că castraveții amurați sunt făcuți să se mănânci separat. Da, 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 se mănânci la un grătar, de exemplu, exact, direct murătură, da, da, așa. Bă, e garnitură, parcă în sandwich nu intră la fel. Bă, da, știi care e faza? Dar nu ai o problemă cu castraveții în mod normal, nu? Nu, adică nu. Așa sunt și eu. Gen, nici mie nu prea-mi plac în... Adică, bă, nu-mi displac, dar aș prefera să nu fie exact, acolo, știi? Exact. Hai da, să vedem, bă, e cel mai clasic sandwich. N-ai cum să dai greș cu ăsta. Gustul copilăriei. Nu, dar la asta poți să-i dai oricărui om și o să-i placă. Gen, la asta, dacă da, e ceva gen... Ia și mie un sandwich mic de la Mac, lipă ăsta, 100%. Și o să zic că e excelent. Mm-hmm. Bă, e 10. N-ai ce să mai dai, adică e... E, cum să zic, e perfect și chif la cum e, nu știu ce bag în chiful ba, asta. Tu mă voi să dau 10, am dat 10 la ceva eu până acum? Nu știu că ai dat la nuggets. Ai dat la nuggets. Am dat la nuggets 10? Mm-hmm. Și mie, bă, asta mi se pare tot așa, aproape perfect, așa, nu știu, a, hai mă, 10 și la a, mă, 10. 10. O să gust doar eu fileto fișu, hai să desfacem. Hai, dă și o gură și... Bă, cred că am mâncat odată și nu prea mi-a plăcut să știi, adică l-am testat odată. Bă, pare bun, sincer, când te uiți bă, așa. Nu miroase, wow. Ia, dă și eu să miros și eu, mă murge dacă miroase. Ia, miroase. Da, nu, n-are nu miroase, wow. O, să, wow, o să-l testăm așa, doar... Bă, da, chifla e foarte interesant. Uite ce pufoasă e. Ok. Mamă, dar a luat și un kil de sos. A luat de acolo, de... Ia, după față nu te-a spart. Vezi că ai puțin sos aici. Poate l-ai de la începutul clipului, cum ar fi. Bă, dacă îți place peștele, e ok. Dar mie nu-mi place peștele. Nu-ți place peștele? Nu-mi place. Bă. Nu mă sparge. Îmi plac creveții, îmi place tonul, dar rest... O să-i dau un 6.50. Nu e cel mai... Eu bă, cred să... că e cel mai rău bun de la Beca. Eu să-i dau 0. Bă, da, tu ai observat, noi n-am luat cartofi aproape deloc. Păi îi lăsăm după aia. Bă, doar pe ăștia trebuie sunt? Da. Mamă, deci avem Big Tasty-ul, care mie, sincer, îmi place cel mai mult de vită. Așa și ăsta? Și ăsta e al doilea preferat al meu, care e Quarter Cheese. Tu ai zis că n-ai mâncat ăsta, vreau să gust din ăsta, ia fii atent. Mamă, e prăjită, carne. Bă, știi care e faza? Mie așa mi se pare că are altă carne față de aia de la Big Tasty. Da. E o carne de vită. Puțin, a făcut drift. Mi se pare că e o carne de vită care are un gust mai bun decât ea. Stai ca aluneca, nu mai aluneca. Ia, ia așa o gură direct și spune părerea ta. Deci sincer ăsta mie chiar îmi place, surprinzător că ai zice că e ca un cheeseburger mai mare, dar nu, îmi place mai mult carne, e mult mai bună, nu știu. Mie chiar îmi place ăsta. Bă, e diferit. Zici că e altă vită. Bă, dar zic că n-am mâncat, ești de bun, zici că n-am voie. Zici că e altă carne de vită. Nu? Da. E diferit, nu mă sparge, adică mie nu-mi place carnea de vită, dar merită un 8. Deci merită un 8. Pă bune, zici tu notă, că ai zis că e preferat un 8. Nu, e al doilea preferat, da? Al doilea preferat. Un 8.50 merge. 8.50? Da. Al doilea preferat de vită, că ți-am spus că mie vita nu place la fel de mult ca puiul în general, dar 8.50 la asta e bun rău. Și piesa de rezistență, cel mai mare sandwich din episodul ăsta este Big Tasty. Și chiar e big, ești nebun. E chiar e big, e cea mai mare cutie pe care am văzut-o ever. Ia uite, și ăsta e singurul care a venit cu asta. Da. Bă, și ce mare e. Eu le iau fără roșii și fără ceapă. Mamă, două roșii a pus, mi-e rău. Wow. Câte roșii au fost, bă, în el, că vomit. Doamne, uitați-vă și voi. Îl gust tu, hai că e al tău. Îl gust eu, dar vezi că eu ți-am spus să le iau fără roșii, nu știu ce. Iar fără roșii, aruncă-ne. Poți să le scot? Mă lași să le scot?
Că da. Eu chiar le scot, că mamă, m-au pus și două. Bă, dar dușmănie, deci nu-mi plac roșiile și mi-au pus o roșie întreagă, bă. Doamne ferește. Ok, mă, ceapă mai pot să mai mănânc, dar roșiile chiar nu suport gustul. Bă, Luca nu mănâncă nimic, a? Da, eu sunt foarte așa cu astea, dar a, bă, roșiile a, chiar nu. A. Mm, wow. Vezi că ești murdar peste tot. Ia. N-ai cum, bă. 10, 10. Tu ai zis că ai mai mâncat ăsta sau nu? Mm-hmm. Eu chiar îi dau 10 la ăsta. Bă, e bun. Dar nu e de 10 la mine, adică nu. Bă, și n-am mâncat ăsta. Mai rămân un sandwich. Noi n-am mâncat aripioarele, bă, unde s-au pierdut? Alo? Ah, uite aici. Eu să le bă, am... Hai că mai avem, bă, nu se mai termină clipul ăsta, e looping. Doamne, ferește. Bă, dar fii atent, uite ce ți-am pregătit aici. Mamă, mi-e rău. Avem salată coleslaw. Auzi, stai-o ca pe tort, așa. Stai-o pe lângă salată. Nu avem furculiță, dar o să mâncăm cu cuțitul. Doamne, nu pot să cred. Ia, fii atent, luăm așa o guriță. O guriță mică, ok. Bă, dacă e ca aia de la KFC e bună, dacă e dulce așa un pic, dacă nu... Bă, e puțin dulce, eu n-am mâncat niciodată de asta. Doar la KFC. Bă, e ok. E un 7. Are gust de nimic. Da, chiar nu are gust de nimic. Cred că e ținută de 20 de ani. Da, o să dau un 5, gen. Hai mă, și cartofii, că nu mai poți. Hai mă, ai, gustăm acum? Da, hai să gustăm și cartofii. Da, avem cartofii sunt gen... Deep fries și cartofii normale, adică nu e ceva... Băi, am luat din amândoi. Eu ce testez aici? Bun. Hai să testăm și cartofii ăștia mai diferiți, care, na, sunt, vezi, doamne, ediție mai limitată, nu știu ce. Nu, nu mai sunt limitată, nu mai sunt, adică lasă mereu. Da. Ăștia sunt puțin mai piperați așa, au mai mult piper în ei. Okay. Și fii atent, încearcă cu da, cu dulcea crișor. Dulcea crișor, da. Yeah. Vezi ce intră. Din păcate nu și soreci. Da. Ăștia sunt buni, să știi că de multe ori parcă îi prefer peste cartofi normali. Depinde de ce poftă ai. Da, efectiv, gen, mi se par la fel de buni amândoi, că câteodată ai poftă de aia, câteodată de aia. Da. Și cartofii simpli, care sunt foarte reci, n-au niciun gust, mâncăm tablă. Da, din păcate da, dar în general... Dacă sunt cazi, sunt foarte buni. Da, dacă s-a răcit puțin, nu mai sunt buni. La cartofi nu știu dacă ai rost să dăm o notă neapărat, că cartofii sunt gen doar cartofi, adică... Bă, i-am mâncat doar, ca să vedeți că i-am mâncat, am și luat aici, am luat 4 porții. Nu știu, de la mine orice cartof are 10, mie îmi plac piure, cartofi prăjiți, cartofi la cuptor, cartofi la pătavan, cartof cruz din pământ, mă, din pământ. Sandwich-ul, mai avem un hamburger, care nu e foarte, foarte diferit de cheeseburger. Da, e, dar efectiv, e cheeseburger fără cheese. Acolo. Mamă, ce sărăcăcios arată. Are... n-are nici ăsta? Bă, nu, deci nu are ceapă. Dar l-a scos din meniu sau? Da, nu știu. N-a avut ceapă niciunul și asta trebuia să aibă ceapă, mă, normal. Mamă, tu îți dai seama să fi trebuit să luăm totul la dublu, că vezi, doamne, nu mâncăm unul după altul și așa mai departe. Păi e nebuneam. Bă, nu mă luăm de mâncam așa de, la, de aici și la aia. Da. Bă, nu mă sparge. E un 7. Cât am dat la cheeseburger, mai ții minte? Nu mai știu. Cred că i-am dat 8. Cât am dat la cheeseburger, minus 1, că n-are brânză. Da. Hai. Și cred că e ultima chestie, sunt aripioarele de la KFC. Hai că moare, Luca. Bă! Nu ți-am dat pește. Bă, deci n-am pomenit așa ceva. Aripioare de la Mac. Da, și clipul ăsta să fie și sponsorizat de Mac Gen. Bă. Hai să vedem. Bă, ai mai mâncat? Am mai mâncat că și-am mai luat taică-mi și mai aia, dar am mâncat toate. E bun, dar nu mai știu, nu m-a spart, știu că nu mi-a plăcut așa mult. Hai să vedem. Am mâncat hos. Am mâncat hos cu tot, doamne, nu știu să mănânce aripioare. Dar rup tot sunt ce vrei. Mamă, dar sunt picante, rău. Bă, nu sunt rău, sunt picante. Nu rău, dar sunt picante, da. Bă, mie-mi plac. Bă, mie mi se par chiar picante, nu ți se par picante? Bă, nu, mi se par picante, dar nu foarte. Bă, merg așa, dar nu mi-aș lua vreodată. Chiar nu mi-aș lua. Bă, îți mai ai când ai poftă. Nu mi-am luat niciodată așa de poftă. Îți mai ai, dar nu mi-am luat niciodată. Da. Nu. O să dau un 7. Bă, asta e ceva aripioarele, da. Asta e genul de mâncare care, bă, nu m-ar deranja să o mănânc, adică găsesc în frigider niște aripioare și le mănânc. Și le mănânci, da. Dar nu mi-aș lua tu, da. Nu. Mi-aș da un 6-50, adică merg. Ia, nu sunt proastă la gust, dar nu mi-aș lua eu. Și Luca, pentru că suntem la dietă, băgăm desertul. Am băgat un desert aici, niște felii de măr. N-am mâncat niciodată felii de măr de la McDonald's. Nu? Cred că când eram foarte mic sau nu știu. Și mă, că nu erau ăstea când eram mici, nu? Atunci n-am mâncat, nu știu. Sau ai fi mâncat vreodată viața mea, nu știu. Vreau să scrieți în comentarii care este produsul vostru preferat de la Mac. Produsul meu preferat de la Mac este... Cola Zero. Cola Zero. Când sunt la dietă. Te invit la o felie. Mâncam amândoi o felie? Hai, să ne fie de bine. Hai. Doamne ajută, hai. E bun. Simt că am slăbit. Parcă nu mai contează tot ce am mâncat până acum. Chiar nu știu ce notă a trebuit să dau la o felie de măr. 10. 10.
Cam așa arată masa noastră după acest festin. Bă, am vrut, Luca, nu? Îmi place mărul. Bă, mărul e foarte, foarte bun. Vă invităm aici la masă să mâncați alături de avem noi. Avem o roșie aici. Avem o roșie, o aripioară pe jumate, niște sosuri. Ia mă, mănâncă tu cu ăsta, te rog. Ei bine, fraților, sper că a plăcut episodul. Nu uitați să lăsați un like acolo că am fost cum pe astea. Eu am fost Sinner, alături de Luca și v-am pa! Pa, pa!